fericiul Dumnezeu. N-ai morală, n-ai suflet, n-ai nimic. Vreau să divorțez. De când ai cunoscut individul ăsta, nu mai ai nici mamă, nu mai ai nici tată. Te faci asta cum vrei. Da, și tu nu o să-ți vezi de treaba ta, te ții după curul ei de Moldova. Băie, ce ți-a zis? De ce vrei să faci tu, mă, copii handicapați? De ce vrei să-ți bași cu el pe boca lui Iisus Hristos? Mi se pare important să înțelegeți ce anume v-a ținut lângă Ana. Dar nu ne-am ținut după calendar. Ana, trezește. Ana, cât ai luat? Alegerea să ții mai omul este un examen mai greu decât cele mai complicate doctorate care se pot da aproape. Așa e ea, o fire mai independentă. Mă rog, era... Deci fii atentă, dacă nu iei pilulele astea în papul ăștia, lasă să-ți fuzi viața singură, înțeles? Dacă găsești o soție bună, trebuie să Dumnezeu dacă... Ce faci tu? Pupii, ce moticoane? Ești complet paranoian. Dar dacă un pacient vine și confesează, nu știu, o crimă, să zicem, atunci ce faceți?